Pentru ce ați votat și cu ce dispoziție ați venit? Cu dispoziție foarte și foarte bună. Am votat pentru o primărie responsabilă, am votat pentru un primar și o echipă a primarului care știe și vrea să comunice cu cetățenii. Am votat pentru o primărie unde cetățenii, locuitorii orașului Chișinău pot influența deciziile care îi vizează. Voi decideți, noi facem. Am votat pentru un oraș curat, un oraș frumos și, cel mai important, un oraș comod pentru cetățenii care trăiesc în Chișinău și pentru oaspeții care ne vizitează. Dumneavoastră, pentru ce ați venit? Fiind simbol electoral, am venit să susțin candidat. Deci, că deoarece acum, două zile în urmă, am schimbat viza reședinței din Chișinău pentru orașul Bălți și astăzi pot vota doar în orașul Bălți, am venit să susțin candidatul partidului nostru, Ilian Cașu, la funcție de primar general și, pe drum spre Bălți, sper că să mai susțin niște candidați pe ai noștri, deoarece sunt niște alegeri, sunt alegeri foarte importante pentru municipiul Chișinău, pentru toată Republica Moldova. Toată lumea știe ce s-a întâmplat cu noi cu două zile înainte de alegeri de parlamentare anul trecut și acum astăzi, slavă Domnului, am ajuns în alegeri. Vedem de țară care vor fi rezultatele, sunt sigur că vor fi foarte bune pentru toată țara.